Bună seara, numele George, iar astăzi o să vă spun metoda prin care eu câștig banii din pariurile sportive. Ca să poți să câștigi banii în aceste pariuri sportive, în primul rând trebuie să fii bine dispus. În al doilea rând trebuie să bagi cât mai puține meciuri cu cote cât mai rezonabile. Trebuie să alegeți întotdeauna echipele care le cunoaște cel mai bine. Stilul meu de pariat este cel cu cote cele mai mici. De exemplu, într-un joc de fotbal, dacă două echipe au cote diferite, de o diferență între ele de peste 4, vorbind de cotă, înseamnă că este un meci rezonabil. Și iar dumneavoastră trebuie să alegeți cota cea mai mică. Cu puțin noroc o să aveți multă baftă. Sau dacă alegeți vreo 6 meciuri și pariați 5 lei pe acestea, câștigul dumneavoastră o să fie între 60 și 100 de lei, depinde. Un câștig bun care nu a stricat nimănui. Recent am câștigat un bilet și m-am decis să fac un videoclip cu aceste pariuri sportive. Eu nu le frecventez, scriu aceste pariuri, le fac numai când mă simt eu în stare, când n-am ce face cu banii, în principal. Normal că... Ce să vă mai spun? Principiul după care trebuie să vă luați este să fie meciurile să se joace în aceea zi și cam pe la aceeași oră. De ce? Trebuie să luăm în considerare și dispunerea echipelor și dumneavoastră le controlați mult mai bine. Deci nu o să vă scăie atât de mult, de exemplu au jucat, să zicem, 5 meciuri la ora 8 și v-a mai rămas un meci să se joacă la 12 noaptea. Dumneavoastră nu să puteți să-l urmăriți 100%. De asta vă spun. Și în principal, cotele cele mai mici, meciuri cât mai puține și cam asta ar fi. Biletul acesta care vi l-am arătat pe imaginea de fundal este un bilet pariat pe 2-10-2016 cu care am pierdut 61,47 de lei. Nu contează asta, dar contează că am pierdut decât pe un meci, un singur meci. Și asta e ceva foarte nașpa. Dar această metodă de pariat mie unuia mi se pare cea mai bună. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe, share, ce vreți dumneavoastră, comentați, întrebați-mă ce vreți dumneavoastră, abonați-vă în cel mai bun caz. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare, mă numesc George, după cum v-am spus, la revedere!